Salutare. Aceasta este provocarea pentru astăzi. Calculează aceste module, diferența și suma cu ultimul modul. Pune stop la filmuleț, notează-ți aceste date în caiet, încearcă să rezolvi tu și apoi o să vedem împreună cum s-a rezolvat. Ești gata? Secretul constă în această informație. De ce este atât de important ca atunci când citim o problemă, să ne uităm la toate detaliile? Pentru că în partea aceasta cuștind că ni se dau acele date de intrare, da? X, Y, Z sunt numere reale și știm că X e mai mic decât Y, iar Y este mai mic decât Z. Ce înțelegem din asta? Dacă ne mai aducem aminte la modul, modul dintr-un număr este numărul pe care îl vedem în interiorul modulului. Dacă acel număr este pozitiv, 0 dacă acel număr este 0 și minus numărul pe care îl vedem în interiorul modulului, dacă acel număr este negativ. Minusul de aici și cu negativitatea numărului să ne dea întotdeauna pozitiv. Da? Și acum ne punem întrebarea: Păi X-Y, ce fel de semn va avea? plus sau minus? Păi dacă x-ul este mai mic decât y, dintr-un număr mai mic scad un număr mai mare, înseamnă că în interiorul modulului voi avea un număr negativ, ceea ce înseamnă că modulul din acel număr este minus numărul pe care îl vezi în interior. Deci minus numărul pe care îl văd în interior. Minus cum este x față de z ca să pot să determin semnul acestei diferențe? x-ul este mai mic decât y, care este mai mic decât z, înțeleg că x-ul este mai mic decât z. Dacă dintr-un număr mai mic scad un număr mai mare, la fel, în interiorul modulului voi avea diferență negativă, deci rezultatul este minus ceea ce văd în interiorul modulului. Și aici să vedem Y cum este față de Z? Păi Y este mai mic decât Z. Dacă dintr-un număr mai mic scad un număr mai mare, aceeași informație o avem că rezultatul este minus ceea ce vedem în modul. Minusul în fața unei paranteze schimbă toate semnele, deci ce e pozitiv va deveni negativ, ce e negativ va deveni pozitiv. Dar de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că minus este ca și cum ar fi minus 1. Minus 1 ori x minus ori plus face minus da? Și dacă au același semn, minus 1 ori minus Y minus ori minus face plus, aici, minus minus deci plus și practic copiem ceea ce vedem în interiorul parantezei, minusul în fața unei paranteze schimbă toate semnele, minus Z cu plus Z se reduce, Y cu minus Y, minus X cu X, deci rezultatul este unul foarte simplu. O zi superbă să ai!